ce facem aici, încercăm să îndreptăm chiuloasa asta, pentru că vrem să nu mai fie puncte negre nicăieri, mai ales aici în zona de contact între chiuloasă și cilindrută, să fie absolut drept, fără niciun fel de urme de nasă, fără nimica. Pentru treaba asta ce am făcut, am luat o oglindă și am pus-o peste un polistiren de 5 și am aici o bucată de șmir de 240 pentru ăsta cu apă. Și acum punem chiuloasa peste el și o mișcăm în toate direcțiile și din direcția asta dăm 5 ture, o mai rotim, o mișcăm din direcția asta 5 ture, o mai rotim, o mișcăm din direcția asta 5 ture și uite așa, cam o oră, două maxim și se îndreaptă la fix, pentru că diferența e foarte mică. Diferența de câteva sutimi. Ok, hai să ne uităm după o jumătate de oră de rectificat aici, după cum vedeți acolo, ăla e aluminiu care s-a luat după chiuloasă. Hai să ne uităm pe spate și după cum vedem deja în partea aia e destul de bine, mai avem pe aici, nu vreau să am nicăieri niciun fel de, mai ales în de contact, să nu am niciun fel de urme. Uite așa, domnilor, pe sărăcie, am făcut-o înapoi dreaptă, cum v-am arătat, nu toată lumea are freză, mașini de rectificat sau are bani. Eu n-am bani, pentru că alea sprung sărac. Mersi tare mult că v-ați uitat.